Te salut cu drag, hai sus! Încep picătura de coaching de astăzi cu o scurtă povestioară, una bineînțeles care are legătură cu provocarea, cu întrebarea care urmează. Eram într-o zi, cu ceva vreme în urmă, e adevărat, cu un prieten într-un hipermarket. Destul de aglomerat, știi și tu foarte bine cum e într-un hipermarket. La un moment dat, o persoană din neatenție i-a pus piedică, dar cu spatele fiind, i-a pus piedică prietenului meu și a lăsat un picior în spate în mod involuntar, să spunem, uitându-se pe rafturi, iar prietenul meu și el, un pic neatent, s-a împiedicat de piciorul acelei persoane și era cât pe ce să cadă, dar n-a căzut. Doar s-a prefăcut, doar a fost foarte aproape să cadă, n-a căzut. Ce a făcut prietenul meu? A zis, bine că n-am căzut, mamă, puteam să cad și mă loveam, că uite, mai aveam și chestiile astea mâini. Sau a zis, băi, frate, dar oamenii ăștia nu sunt deloc atenți, chiar în halul ăsta de nesimțiți pot fi? Care crezi că a fost varianta aleasă de el? Din păcate, a ales a doua variantă. N-a apreciat nici măcar o secundă faptul că n-a căzut, nu s-a lovit, nu s-a întâmplat absolut nimic. A început să își vorbească măcar așa lui însuși, cu răutate, cu supărare, cu nervi, să spunem, despre persoana care îl împiedicase. Iată, întotdeauna există mai multe perspective, mai multe unghiuri din care putem privi lucrurile, mai multe poziții în care ne putem afla astfel încât să vedem cum anume arată o întâmplare dată. Așa sau așa sau așa, întotdeauna există o infinitate de unghiuri, de puncte de vedere. Depinde de noi ce alegem. De aceea întrebarea mea pentru astăzi este: tu pentru ce ești recunoscător? Dacă ar fi să contabilizezi, să numeri efectiv lucrurile pentru care poți fi astăzi, pe tot parcursul zilei de astăzi, recunoscător sau recunoscătoare, pentru ce anume ai fi? Conștientizează de fiecare dată când ți se întâmplă lucruri bune, lucruri frumoase, mari sau mici, banale, apare neimportante. Și vezi, tu pentru ce anume poți fi recunoscător, recunoscătoare pe tot parcursul zilei de astăzi. Hai sus!